Nivelul Dunării se apropie de cota de avarie. Din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei ploilor, fluviul scade în fiecare zi cu câțiva centimetri, ceea ce ar putea duce la blocarea acestuia. Conform cotelor apei Dunării, la Giurgiu fluviul se află în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind de minus 43 de centimetri. Cu toate astea, navigația pe Dunăre nu este închisă, însă situația începe să devină critică, având în vedere că au început să apară praguri de nisip, iar traficul este foarte scăzut. Din păcate, hidrologii spun că Dunărea va continua să scadă și în zilele următoare, având în vedere că nu sunt anunțate precipitații, spre disperarea navigatorilor.